Domnule doctor Ion Boilă, mă bucur că ne revedem după atâția ani. Am realizat un fin portret al lui Iuliu Maniu, realizăm un altul în preajma celor 100 de ani de la Marea Unire, să prezentăm celor care știu mai puțin despre asta, care a fost contribuția lui la făurirea statului național unitar și la ceea ce în discuțiile anterioare cu dumneavoastră era vorba de ridicarea românilor din Transilvania. De la universități, la muzee, la instituții moderne, care au fost toate, după părerea mea, incipiente, începute de Iuliu Maniu. Începeți, vă rog, cu câteva din trăsăturile acestei mari personalități ale istoriei noastre. Vă mulțumesc mult pentru această ocazie pe care mi-o dați de a spune adevărul în legătură cu personalitatea și activitatea lui Iuliu Maniu. Este o misiune foarte grea, aceea de a creiona o personalitate atât de complexă și de bogată, cu care a luptat și a activat timp de 60 de ani pentru acest neam și pentru această țară. Mă voi strădui ca din bogăția mare de calități pe care Maniu o a, să prezint pe acelea care poate din intimitatea de familiei au fost mai pregnante pentru noi membrii familiilor, familiei lui și am reușit să le scoatem din cutele ascunse ale sufletului său. Voi începe cu ilustrarea a trei calități pe care Iuliu Maniu le-a avut și care au dominat viața lui. Prima calitate este aceea de credincios și de fidel al poruncilor și principiilor creștine. A doua calitate este cea de iubitor de neam și țară. Și a treia calitate este cea de iubitor al familiei și al celor din jurul lui. Toate aceste calități s-au format în copilăria lui. Toate acestea au fost formate pentru că au fost o familie în care au fost preoți și au fost și mari iubitori de neam și de țară, care au fost impregnat plus școlile pe care Maniu le-a făcut la Șimleu, la Blaj, unde sigur a fost spiritul acesta al dragostei de neam. Voi începe citând din testamentul lui Maniu. Vă rog să mă iertați dacă nu este absolut, dar este un testament care a fost făcut în 1941 la Brașov. Iată textul de la început. Eu, Iuliu Maniu, îmi închin sufletul atotputernicului Dumnezeu și întregul meu devotament îl dau mult încercatului meu neam românesc, iar dragostea mea o dăruiesc fraților, nepoților și prietenilor mei. Iată, deci, cele trei calități de care vorbeam, ilustrate în acest mic text de început al testamentului lui Iuliu Maniu. Dragostea de Dumnezeu și credința lui puternică, creștină, este ilustrată de întreaga lui viață, prin un fenomen și un absolut unic, cred, în istoria politică a neamului nostru și a celor din străinătate. Faptul că Iuliu Maniu a respectat cu fidelitate principiile și poruncile morale creștine. Deci, morala creștină a fost prezentă în viața lui Maniu zi de zi, la fiecare acțiune sau hotărârea sa.
lucru extraordinar de, de rar și pentru generațiile care vor veni este dovada că este posibil acest lucru, deși unii spun că n-ar fi posibil acest lucru, că trebuie despărțită morala creștină și credința de politic. Dragostea față de, de neam și față de țară este ilustrată de Maniu tot așa prin întreaga sa viață. El a reușit, iarăși un lucru foarte rar în lumea politică, acela de a pune în fața intereselor sale, personale, ale familiei, ale partidului, ale grupului din care făcea parte, să pună întotdeauna interesele neamului și a țării înainte. Și în plus, încă un element care l-a caracterizat, o disponibilitate totală la jertfă. Atunci când interesele țării, ale neamului sau un alt interes în care era adevărul la mijloc și dreptatea, el a fost gata de tot sacrificiul care i s-a cerut până la sacrificiul vieții. Și în sfârșit, dragostea lui mare față de familie și față de oameni în general. Față de familie, trebuie să încep cu asta ca să spun faptul că în 1901, la Năsăud, era pe patul de moarte cumnatul lui Maniu, soțul lui Elena Maniu, născută pop, care i-a dat o telegramă lui Maniu spunându-i: vino Iuliu, Ion, Baciu Ion, așa îi spunea lui vicarului de Năsăud, cumnatului lui. Maniu vine și merge la patul de moarte, unde într-adevăr era pe moarte cumnatul lui, și care îi spune: Iuliuț, ce o să se întâmple de cei patru copii ai mei? Avea patru copii: Livia, Ionel, Matei și Clara. Clara avea un an. Cea mare, Livia, avea 14 ani. Și atunci unchiuțu, ca așa îi spuneam noi în familie, unchiuțu, i-a spus: du-te liniștit, fii liniștit și du-te liniștit, pentru că eu mă voi ocupa de copiii tăi. Și într-adevăr, din clipa aceea, imediat după moarte, când i-a dus la Blaj, Maniu a fost pentru ei adevărat tată crescător. Din toate punctele de vedere, și ca și afecțiune, și ca atenție, și ca din punct de vedere material. Deci a fost de o generozitate totală și nu numai asta, dar și în educația lor. Matei, al doilea copil, a murit pe front, fiind voluntar în Italia. Ionel Pop a fost un avocat foarte bun, unul dintre cei mai buni avocați din Ardeal, și în politică a fost, și Livia s-a căsătorit cu Romul Boilă, cu profesorul Romul Boilă, iar Clarița, cum îi spunea Clara, Clarița, cum îi spunea mama noastră, s-a căsătorit cu fratele lui Romul Boilă. Au fost doi frați căsătoriți cu două surori. Deci, acestea sunt cele trei calități dominante ale vieții lui Maniu. Sigur că într-o activitate de 60 de ani s-au evidențiat o mulțime de calități și în domeniul spiritual, moral îndeoseb, politic, social, de familie. Și aceste calități ale lui Iuliu Maniu au fost foarte puțin accentuate, pentru că dușmânia față de el
și adversitatea cea o să revin asupra acestui lucru, a fost foarte mare. Criticii lui Maniu, foarte mulți au spus un neadevăr mare. Au spus Maniu n-a fost un om de acțiune, n-a fost un om de realizări. A fost un om care de opoziție. A fost bun numai de opoziție. Asta știu să facă Maniu, opoziție, ceea ce este un neadevăr foarte mare. Într-adevăr, circumstanțele istorice și politice l-au obligat pe Maniu să facă opoziție. Și el a fost lider în opoziția, a fost opozant al împăratului Wilhelm, a fost opozant al grofilor și guvernelor maghiare. A fost opozant al lui Ionel Brăteanu și al politicii liberale dinainte de Primul Război Mondial, după Primul Război Mondial. A fost opozant al lui Carol și a Camarilei. Celor patru dictaturi. Pot să spun și al comuniștilor, bineînțeles. A fost liderul opozanților de toate. Deci, circumstanțele i-au dat, pentru că să știți un lucru, nu este suficient subliniat faptul că au fost două calamități mari care au împiedicat un progres și mai mare al poporului nostru. A fost politica nefastă a liberalilor, a lui Ionel Brăteanu, și politica de-a dreptul catastrofală și criminală a lui Carol al II-lea. Împotriva acestor doi și împotriva dictaturilor lor, pentru că de fapt și politica lui Brăteanu a fost o dictatură. Eu ilustrez numai prin următorul lucru. Au fost niște alegeri în martie 1922 care au fost de-a dreptul un scandal, că scria Maniu și l-a trimis în străinătate că aceste alegeri reprezintă o rușine românească și un scandal străin, internațional. Și într-adevăr, hoție, furt, o politică electorală din aceasta, o lege electorală care a îngrădit pur și simplu partidul lui Maniu, care ar fi câștigat în Ardeal foarte mult. Ce a făcut Maniu ca să protesteze un lucru care mulți l-au contestat, majoritatea nu l-au înțeles? În octombrie acelui an, 1922, s-au fost serbările de încoronare la Alba Iulia, în care a venit regele Ferdinand și regina Maria. Ei, Maniu a hotărât ca în semn de protest pentru aceste alegeri și această politică dictatorială, de fapt, a lui Ionel Brăteanu, nu s-a dus cu partidul la încoronare. Lucru care i s-a reproșat. Chiar regele Ferdinand a spus, este o mare greșeală, spunea regele Ferdinand, ce a făcut Maniu și cu partidul ardelenilor, că nu s-a prezentat la... Dar a fost un protest, a fost așa o mare revoltă, că regele nu numai că a știut, dar a consfințit într-un anumit fel aceste abuzuri și aceste fără de lege. Ei bine, asta a fost activitatea de opozant, extraordinar de bogată și foarte lungă, din păcate. Asta însă nu însemnează și este greu în acest cadru să mă opresc asupra acestei activități cu amănunte. Dar asta nu însemnează însă că Maniu n-a avut realizări. Și le voi aminti doar pe rând așa. Prima acțiune a lui de activist a fost chiar aceea de a determina conducerea Partidului Național Român să treacă de la acea politică de pasivitate la politica de acțiune. Au fost patru lideri, după câte știu eu,
care, dintre care și Maniu, care au militat pentru acest lucru, care le-a și reușit. Și acest lucru a fost extraordinar de important pentru pregătirea Unirii. Pentru că pregătirea Unirii nu se putea face de pe o zi pe alta și nu se putea face punând anumite scopuri și obiective, pentru că nu era încă circunstanțe. Pe politica este e arta posibilului, nu putea să anticipeze ei, dar faptul că ei au, prin această politică activă, au candidat și au reușit să ajungă în Parlamentul Maghiar, unde au luptat pentru drepturile românilor, lucru extraordinar de important, a fost o primă etapă în acest proces extraordinar de dezrobire și de libertate și de înfăpturirea idealului, idealul care a fost în sufletul lor de la început, acela de unire. În Parlamentul, o secundă să nu vă pierdeți gândul, în Parlamentul de la Budapest am și vorbit despre asta, el a fost un opozant tăios, a spus, vorbea o maghiară ireproșabilă și a spus la un moment dat, n-am venit aici în cameră ca să vă spun lucruri plăcute. Da, da. Deci atitudinea lui în apărarea drepturilor românești era extrem de curajoasă. Faptul că el a fost unul dintre opozanții cei mai dârși și periculoși pentru ei, pentru un maghiar, știți care a fost? Ei aveau o lege. O lege prin care se putea face ca un oarecare om să iese din afară de lege. O persoană non grata care putea să fie ucis fără ca criminalul să fie pedepsit. Ei, Maniu a fost numit persoană non grata, și Maniu și Vaida Voidovod. Acest lucru dovedește că ungurii îl considerau ca un dușman de primă mână. Deci, lupta din Budapesta, lupta din Consiliul de Conducere al Partidului, pentru că acolo trebuia, vedeți, trebuia schimbată o mentalitate, trebuia schimbate niște obiective. Erau niște oameni mai în vârstă, care erau oarecum îngrădiți de aceste lucruri și de legile care erau foarte aspre atunci, austro-ungare și maghiare. De aceea această politică trebuia schimbată din interior și aici a fost rolul acestor tineri care au venit tineri de 40 de ani. Care sub au venit... 40 de ani, avea 35, 34. Sigur, sigur. El a fost cooptat în Consiliul Partidului la vârsta de 23 de ani, în 96, când avea 23 de ani. Și după ce a devenit, după moartea lui care a fost Ion Pop de Văsești, a fost ultimul președinte înaintea lui, a ajuns președintele partidului. Deci, aceasta a fost realizarea din interiorul partidului, care a permis apoi lupta și fixarea obiectivului celui mare, unirea, pentru care Maniu a fost de la început, dar aici o să spun că în pregătirea unirii, el a avut niște întâlniri cu contele Ștefan Tisa și cu reprezentant al împăratului, unde i s-a cerut ce vor românii. Și el a spus autonomie, stat separat, armată separat. Deci nu a spus unirea și sunt oameni care îi reproșează. Nu că și Maniu a vrut autonomie, nu e adevărat. Dar atunci nu putea să spună altceva decât asta. Realizări. A fost artizanul unirii. Și aici vă spun, vă citesc un text de al lui Ionel Pop. Cum am spus, unul dintre oamenii care le-au cunoscut mai bine și au cunoscut mai bine activitatea lui. Eu trăind neîncetat în apropierea
și în, în intimitatea lui Maniu, ca și în mijlocul acțiunilor politice de dinainte de unire, și dinainte de unire, mărturisesc în conștiință curată că Maniu a fost conducătorul real și necontestat al politicii românești din Ardeal, începând de prin 1903 până la unire, înțelept, neclintit în scopul urmărit, condus numai de binele și ideea eliberării românilor de aici, jertfindu-și toate bucuriile vieții pentru a-i se putea dedica cu desăvârșire. Deci, un martor care a fost lângă el, a fost secretarul adunării de la Alba Iulia, după aceea a fost tot timpul lângă Maniu și în intimitatea lui și în discuțiile avute în familie, care au fost foarte mult, eu știu, de la Bădăcin, când eram vara la Bădăcin și venea Maniu acolo și venea și Ionel Pop sau tata, se retrăgeau, serii întregi discutau problemele politice. Deci ei au cunoscut. Așa cum, să știți, este surprinzător. Și aici vreau încă o calitate de-a lui Maniu să o subliniez. Aceea că el pregătea pe cei tineri și îi pregătea cultivându-le anumite însușiri și anumite calități. Și una dintre însușiri era aceea de discreție și de a păstra un secret. Vă spun, eram la Sibiu în 1942-43. Venea Maniu la noi în casă și își aducea întotdeauna oameni politici și făceau tot felul de consfătuiri. La aceste consfătuiri, spre surprinderea chiar și a mamei noastre, care a spus, lasă-i unchiuțele pe copii, că e prea tineri. Eu aveam 15 ani, fratele meu 16 ani. Nu, i-a spus Maniu, lasă-i să vină să se obișnuiască și să știe și să învețe să păstreze un secret. Or să știți un lucru, atunci se pregătea, Maniu pregătea actul de la 23 august. Și noi atunci, țin minte că s-a discutat și Maniu a spus, Sănătescu este cel mai potrivit, generalul Sănătescu, ca să fie prim-ministru. Asta este una dintre lucrurile care mi-au rămas. Deci, mari secrete le discutau în fața noastră și niciodată nu i-a fost teamă că noi vom spune cuiva, așa cum fac unii copii, că se laudă, că uite la noi ce s-a discutat. Nu. Deci, el a cultivat în tineret și nu numai între cei din familie, și în ceilalți anumite calități pe care el le considera importante. Deci, unirea, Consiliul Dirigent, voi reveni asupra acestor, pentru că sunt de o importanță deosebită și multe lucruri nu se cunosc în legătură cu aceste realizări ale lui. După aceea, după Consiliul Dirigent, a fost președinte de partid. A înființat împreună cu Ion Mihalache Partidul Național Țărănesc, care a fost incontestabil partidul fanion al democrației românești. În 1926. În 1926, cele, da, două ramuri. Și după aceea, în 28, au câștigat alegerile într-un procent extraordinar, 77%. Vă puteți imagina să obții tu, ca și ardelean, din toată țara, din Moldova, din Bucovina, din Basarabia. Și în vechiul regat, adică. Și în vechiul regat să obții 77%. Deci, a reușit să fie, a fost de două ori prim-ministru. A făcut niște proiecte care reprezentau într-adevăr o revoluție în concepția politică și administrativă a țării. N-a reușit. Și două impedimente au fost atunci. Dictatura lui Carol, care l-a oprit a doua oară în 32-33, și a fost criza mare economică din 29, care i-a oprit proiectele. Dar, revăzând aceste realizări, revăzând istoria unei vieți întregi de realizări, este
apare total nedreaptă afirmația de care spuneam că Maniu n-a fost decât un opozant. Să-mi permiteți să mă opresc asupra unei realizări care este incontestabilă și pe care, nu îi se recunoaște. Mă voi opri după aceea și asupra marilor nedreptăți și dușmănii pe care le-a avut Maniu și după moarte. Și după moarte. Pentru că unirea, se spune, cum spune Ionel Pop, a fost incontestabil cel care a condus. Acum, când cu obiectivitate au fost cercetate documente și se vede clar că, într-adevăr, în diferitele etape de pregătire și de realizare a unirii, Maniu, incontestabil, a jucat un rol preponderent. E departe de mine să afirm un lucru care ar fi neadevărat, că Maniu este singurul și... Nu! Maniu a fost unul dintre conducători, iar unirea a făcut-o, sigur, poporul nostru și neamul nostru. Conștienți, toți aceia care s-au dus acolo la Alba Iulia, reprezentând pe ceilalți, au spus: vrem unirea cu România. Deci nu numai Maniu a spus-o, dar pentru ca să realizezi un astfel de act, trebuie o pregătire, o luciditate, un curaj extraordinar. Și să vă spun, poate spuneți curaj, nu, dar o să vă spun de unde un act de-a lui Maniu care a fost curaj, curajos, extraordinar. Tot de pregătire al unirii. Pregătirea unirii, cum am spus, a fost începând cu luptele din Parlament. Pregătirea unirii a fost schimbarea mentalității și obiectivelor Partidului Național Român. Pregătirea au fost anumite întâlniri pe care Maniu le-a avut și care nu sunt subliniate de către unii istorici deloc, de către unii istorici greșiți sau trunchiat. De exemplu, în 1915 a fost o împrejurare care era în favoarea românilor ardeleni, și anume faptul că împăratul Wilhelm și guvernul maghiar aveau un interes major, acela ca România să intre alături de ei în război. Aceasta a fost o idee politică care a dominat gândirea lui Wilhelm al II-lea în ce privește România. Și atunci, ce a făcut împăratul? L-a trimis la determinat pe contele Tisa să ceară lui Maniu să vină să se întâlnească cu el. Și această întâlnire a avut loc în 1915. În Comitetul Național au fost discuții foarte aprinse, pentru că interesul românilor atunci nu era o înțelegere cu maghiarii, pentru că, cum am spus, nu era o etapă în care se putea cere unirea Ardealului cu România, ci numai niște obiective de mijloc. Intermediare. Intermediare. Și atunci, în comitetul partidului, au fost două persoane, Octavian Goga și Vasile Goldiș, care au spus: nu mergem. Nu, să nu se ducă Maniu, nu se poate, pentru că o să se ajungă la o înțelegere care este numai parțială. Maniu a spus: nu, ar fi o mare greșeală să nu mergem la aceste întâlniri. O mare greșeală, pentru că atunci ar putea să spună: uite, ăștia nu vor înțelegere deloc și nu are niciun rost. Și atunci ne-am blama în fața împăratului. Mergem, dar mergem cu anumit gând,
ascuns. Gândul ascuns era așa pretenții să avem, așa pretenții să facem, încât ei să nu mă poată. Și așa a și fost. S-a dus, s-a întâlnit cu Tisa și a spus, nu, spuneți, domnule Maniu, ce pretenții au românii? Și atunci Maniu a spus, autonomie, guvern provincial românesc, armată românească, bancă, universitate. Asta nu. Nu. Asta încă nu. Și atunci Tisa a spus, a zâmbit și a spus, domnule Maniu, ăștia sunt niște găluște așa de mari că nu le poate primi stomacul maghiar. Și atunci Maniu a spus, excelență, eu vă spun, vor fi găluște și mai mari pe care guvernul maghiar o să le înghită. Și așa a și fost. Dar împăratul nu s-a lăsat, ci l-a trimis la, să se întâlnească Maniu cu Esberger, un deputat. Și întâlnirea a avut loc în palatul prințului Liechtenstein, la Viena, tot în anul 1915. Și tot așa Maniu s-a dus și în același fel a împins lucrurile ca să nu se înțeleagă, pentru că a avut tot felul de pretenții, cum a fost stat românesc separat, provincie separată, armată, ceea ce nu putea să fie acceptat de către unguri. Și atunci s-a întors și din nou nu s-a putut face. Pregătire. Și atunci asta a fost pregătirea. Și la un moment dat, la un moment de culme în raporturile dintre români și unguri, care a fost în noiembrie la Arad, când a venit ministrul minoritățile, Iasi, Oscar Iasi, a venit la Arad să vorbească cu românii. Și comitetul s-a întâlnit, a fost întâlnire mare două zile și Maniu fusese pe front. Și atunci Maniu a făcut era un lucru care Maniu îl amintea, să știți, cu o satisfacție deosebită, care însă a fost și amintit, dar a fost și acea organizare a armatei române de menținerea ordinei în Viena. A mai pomenit-o. A fost una dintre realizările la care ținea Maniu foarte mult. El acolo a fost, 4 regimente românești, Maniu a primit autorizația de la ministrul de război al împăratului ca să organizeze el aceste regimente și cu aceste regimente au făcut ordine în Viena. Și la Praga, că unul dintre regimente a fost trimis la Praga. Deci, Maniu, și atunci ai noștri de acolo, conducătorii, au spus lui Iași, domnule ministru, dați-ne voie să-l așteptăm pe Maniu. Era una dintre lucrurile care consfințeau autoritatea lui Maniu și încrederea pe care conducătorii au avut pentru în față de Maniu. Vine acum, trebuie să vină, ea este la Viena, trebuie să vină. Cât trebuie să aștept, i-a spus Iasi, până mâine, mâine va veni Maniu. Și într-adevăr, a doua zi a venit Maniu, s-a așezat la masă și a început iarăși tot felul de discuții cu autonomie, cu... Ei au venit cu o ofertă foarte generoasă. 24 de comitate să fie românești, guvernate de români și așa mai departe. Și au fost dintre ei noștri care au cochetat cu ideea aceasta și cu, ca să cedăm și să nu cerem atunci. Și atunci ea și s-a întors către... Asta mi-a relatat-o tatăl meu care era fost de față. S-a întors către Maniu și a spus, na, domnule Maniu, v-am așteptat, spuneți acum ce vor românii. Și atunci Maniu a spus, teleș ersogodaș, pe ungurește, adică ruptură totală a României de Ardealului de Maghiari, de Ungaria.
Acest lucru a fost ca o bombă, zice tata, că s-au dus toți ziariștii pe la telefoane, imediat au început telefoanele. Tratativele s-au terminat, Maniu a spus ruptură totală de Ungaria. Deci, acest moment crucial a fost parte de pregătire. Și atunci a doua zi s-a hotărât, asta era în 15 noiembrie, mi se pare, a doua zi Comitetul Național a hotărât adunarea de la Alba Iulia, care a fost o hotărâre foarte importantă, din moment ce încă guvernul maghiar era stăpân și administrația toată era a lui, începând cu jandarmerie, poliție, tot. Era foarte greu să organizeze o astfel de adunare. Acum, zice, românii au făcut adunare și au fost acolo 100 și ceva de... Nu a fost așa de ușor. Și l-au încredințat, Comitetul Național Român l-a încredințat pe Maniu cu organizarea adunării. Și în același timp i s-a spus să pregătească un discurs care să cuprindă principiile mari pe care românii le vor respecta. Și atunci a început pregătirea și organizarea marii adunări. Eu voi sublinia numai un singur lucru, care nu se spune și nu se știe. Aici trebuia înfrântă ipocrizia și perfidia maghiarilor, pentru că ei declarativ au spus nu, guvernul maghiar nu are nimic împotriva asta și pentru în fața puterilor aliate, ei nu puteau să vină să spună noi sugrumăm pe români. Nu, au spus nu. Dar, în schimb, încurajau poterele. Poterele au fost un loc, o calamitate, au murit o mulțime de români. Ei organizau aceste grupe de criminali, pur și simplu, care intrau în sate, omorau pe români, pe fruntași români și așa mai departe. Plus, trebuia potolită Revoluția Română. Deși, aici este un lucru cu care ne mândrim, după 1000 de ani de persecuție, gândiți-vă că românii au fost 1000 de ani persecutați, în sfârșit ei au posibilitatea să se manifeste și această manifestare a fost suntem liberi, noi suntem și acum, noi suntem aici majoritari, noi suntem stăpâni și n-au recurs la acte de violență. Deci a fost cea mai curată revoluție, însă trebuiau potolite lucrurile și pusă ordinea înainte de a se face. Dar mai trebuia un lucru, garanția că maghiarii nu se vor amesteca. Cu armată sau cu bandele lor de asta. Și atunci Maniu a făcut un gest foarte înțelept. S-a dus la Budapesta. S-a dus la Budapesta și a cerut audiență. Și era, norocul lui a fost că unul dintre ei era acest Oscar Iasi, care l-a apreciat pe Maniu. Deși a fost dușman, l-a apreciat. Și atunci Maniu a spus, am venit să cer guvernului maghiar garanția că nu se va amesteca în această adunare a românilor. Și atunci Iace a spus, ce vor hotărî românii acolo? L-au întrebat pe Maniu. Și a spus, asta o să vedeți atunci, a spus Maniu. Bine, asta o să vedem. Zice, eu nu pot să spun ce vor hotărî românii de acum. Dar zice, domnul Iași, i-a spus, da, domnule Maniu, noastră, acum puteți să-mi spuneți ce veți hotărî dumneavoastră și ce veți cere, da. Zice, da, asta vă pot spune, alipirea de România. Și atunci Iași s-a retras cu miniștrii și într-o vizită făcută de Oscar Iași la Bădăcin, asta mult după, câțiva ani după aceea, i-a mărturisit lui Maniu că atunci când s-a retras, deputații social-democrați i-au cerut arestarea lui Maniu și condamnarea lui ca trădător.
S-au opus Iaci și alții, o trei sau patru, și în forma aceasta Iaci a venit și a spus, asta este rezoluția guvernului nostru, permitem adunarea. Și a spus Maniu, nu, eu n-am venit aici ca să vă cer permisiunea. Permisiunea mi-o dă majoritatea românilor de acolo. Eu am venit să vă cer garanția că nu se va interveni. Da, aveți garanția asta. Deci, pregătirea, vedeți ce complex a fost, ce minuțioasă a fost pregătirea acestei adunări. Pentru că era un risc extraordinar dacă interveneau ei armata sau bandele lor în armate, era un măcel nemaipomenit. Lucru care a fost evitat. Și în sfârșit, atunci a fost această adunare cu un scop foarte bine precizat și cu niște principii foarte bine precizate din declarațiile, nu numai ale lui Maniu, și ale celorlalți. Da. Și atunci a fost un succes. După aceea, imediat, comitetul a hotărât... Comitetul dirigent. Comitetul Partidului Național. A. Care, de fapt, era organul conducător, a hotărât ca să se facă un guvern provizoriu până la alipirea propriu-zisă, din toate punctele de vedere de români, să se facă acest guvern al Ardealului, care s-a numit Consiliul Dirigent. Și l-au numit cu majoritate absolută, cu unanimitate de voturi, l-au numit pe Maniu președintele Consiliului Dirigent. L-am auzit pe Matiu spunând, acest guvern n-a fost un guvern simplu, a fost cel mai greu guvern din istoria românilor, pentru că noi n-am pornit luând puterea de la un alt guvern, care avea instituții gata făcute și așa, și noi să continuăm și numai pârghile puterii să le schimbăm. Noi am pornit de la zero și nu numai de la zero, dar de la un zero tulbure în care adversitatea și șicanele maghiarilor erau evidente. A spus Maniu, noi aici o trebuit reorganizată toată societatea, toate instituțiile, pornind de la zero. De aceea greutatea acestui Consiliu de Gen a fost maximă. Voi sublinea numai câteva lucruri. Magistratura. A fost 94 de judecătorii atunci. 305 magistrați maghiari. 46 magistrați sași și 20 de magistrați români. Gândiți-vă ce greutate ca să reorganizezi, pentru că justiția trebuia să funcționeze. Nu se poate să faci un hiatus de justiție săptămâni. Sau trebuie făcută tribunalele, pentru că trebuie judecați oamenii. Și atunci aici a fost o greutate extraordinară. Plus de asta, 90% dintre magistrații maghiari au refuzat jurământul, așa cum l-au făcut și profesorii, și profesorii universitari, majoritatea au refuzat să depună jurământul. Profesorii, 500 de profesori trebuiau în școlile de atunci. Nota bine că, de exemplu, atunci nici o singură școală primară cu limbă de predare românească de stat nu a fost. Nici o singură, au fost numai școli confesionale. Ori au trebuit trecute la stat aceste școli confesionale, ceea ce era o greutate extraordinară prin faptul că nu erau profesori. 50 de profesori români și erau nevoie de 500. Un episod care iarăși nu este bine cunoscut, bineînțeles că nu se mai spune, este universitatea. Numită Regele Ferdinand, dar universitatea, ca să existe, a trebuit un curaj și de o diplomație extraordinară, făcută în primul rând de către Maniu. Împotriva unor păreri, cum a fost a lui Nicolae Iorga,
Nicolae Iorga a fost prezent și i s-au cerut sfaturi, ori el a spus, nu se poate, domnule Maniu, să faceți universitate, că nu aveți cu cine aici. Trebuie să aducem oameni din vechiul regat, să faceți în limba română numai anumite catedre, cum a zis el, de istorie și de limba română, de literatură. Dar aceasta le puteți face în română, dar în restul nu. Maniu a spus nu. Nu. Vom face universități. Dar a spus și Iorga și toți ceilalți, în primul rând, nu puteți să desființați Universitatea Maghiară, pentru că erau niște obligații luate și la Alba Iulia și în fața puterilor aliate, că nu vor fi persecuții și asta ale minorităților. Și asta era unul dintre drepturile lor, să aibă universitate, nu? Și atunci Maniu a spus, vom încerca să facem și a făcut o șmecherie. Ce a făcut? L-a numit pe prefectul Valentin Poruciu și i-a dat ordin să preieie universitatea, clădirea universității. Și i-a invitat pe toți profesorii care erau titulari la momentul respectiv, i-a invitat să depună jurământul pentru statul român. Ori, a știu dinainte că maghiarii nu vor accepta acest lucru și, într-adevăr, 90% dintre profesori, foarte puțini, au fost cei care au adevărat. Restul au spus niciodată, au spus în ungurește și au ieșit din clădire părăsind clădirea. Și atunci Maniu a spus, ei au părăsit singuri clădirea și deci noi trebuie să numim în locul lor pe alții. Și în locul lor a numit tot felul de oameni și din ăsta, cum a fost Racoviță, cum a fost Babeș, cum a fost Hațeganu, luat medic de la țară și făcuți profesori universitari. Și aici s-a produs miracolul cultural, care nici ăsta nu este subliniat suficient, miracolul cultural românesc. Pentru că nu numai universitate, dar și operă românească în Cluj și Teatrul Național în Cluj, care au fost niște instituții care în curând au fost la nivel european. Aceasta a fost marea, extraordinarul miracol pe care l-au făcut românii. Un rol important în acest miracol l-a avut Consiliul Dirigent. Maniu a fost întotdeauna nu numai un democrat așa, ci n-a suportat, în democrație discriminarea nu este posibilă, el n-a suportat structural discriminarea. N-a suportat-o. El a fost un om care a iubit extraordinar pe omul simplu și a iubit pe toți oamenii când veneau la Bădăcin, țărani care veneau de departe, necăjiți, îmbrăcați așa cum erau ei, din graj veniți, mirosind, și ne vedea pe noi reticenți în ceea ce privește apropierea de lor, le spunea nu. Niciodată să nu umiliți pe nimeni pentru starea lor socială. Niciodată, pentru că acești oameni muncesc pentru și pentru voi. Demnitatea constă de faptul că sunt oameni, sunt demnitatea de om, în primul rând, trebuie respectată. Iar discriminarea aici, în legătură cu Consiliul Dirigent, am mai povestit-o asta și trebuie să o repet, pentru că place foarte mult și este foarte semnificativă în ce privește gândirea și nu numai încrederea pe care Maniu a avut-o în acest popor. În Consiliul Dirigent a fost o ședință mare în care, și mi-a relatat asta Romul Boilă, unchiul meu, fratele tatălui meu, care era ministru în Consiliul Dirigent al Comunicațiilor și Poștelor. Și ne-a spus așa că unul dintre miniștri, cred că Braniște a fost cel, care a spus, domnule Maniu,
Acum suntem noi. 1000 de ani ne-au persecutat și pe săracii noștri copii n-au putut face școală. Acum să le dăm posibilitatea să fie privilegiați în privința aceasta. Și ăștia, copiii ăștia de grofi, să-i fie dați la o parte. Maniu a spus nu. Ar fi cea mai mare greșeală ca noi să arătăm aceleași nedreptăți pe care el ni le-a arătat 1000 de ani. Nu! Noi vom crea condiții egale pentru copiii noștri și pentru copiii de... Și atunci veți vedea că opincile care stau lângă ghetele de lac ale grofilor, opincile vor fi cele care vor fi primele și nu celelalte. Și așa a fost. Au fost foarte mulți copii de țărani care au fost, dacă au fost puși la egalitate cu copiii de grof, au fost primii. Deci a fost un succes adunarea și un succes Consiliul Dirigent. Vreau să subliniez un singur lucru în legătură cu Consiliul Dirigent, care are o importanță deosebită, pentru că consecințele ar fi fost un dezastru. A fost în 15 noiembrie la Belgrad o întâlnire între primul ministru Károly și comandantul armatelor aliate. Era un general francez, Desperi. Cred că așa se pronunță. Ei, bine, maghiarii au fost foarte vicleni și au venit la general și au spus lucrurile se vor rezolva definitiv la conferința de pace, dar până atunci noi trebuie să facem, să asigurăm administrarea acestui teritoriu. Și între articolele acestui tratat de armistițiu, că așa s-a numit, între a fost această linie demarcațională care a fost stabilită de către ei. Această linie demarcațională era Mureșul. Și specificat acolo așa, la nord de Mureș, administrația intră pentru guvernul maghiar, iar la sud de Mureș, armata aliată, urmând ca după aceea să se reglementeze. Lucru care era un dezastru pentru noi, pentru că era Transilvania ruptă în două. Și atunci Maniu și întregul Consiliu Dirigent a dus o luptă extraordinară cu Consiliul Suprem Interaliat de la Paris. Consiliul Suprem Interaliat. Unde au venit Maniu cu următoarele argumente. În primul rând, în octombrie 1918, guvernul Károly nu mai reprezenta statul, pentru că statul era fusese dizolvat. Însă și împăratul, regele Carl a consimțit această dizolvare a statului maghiar. Deci Károly nu avea puterea, nu avea autoritatea ca să decidă el și să îi scălească un tratat de armistițiu. Plus de asta, spunea Maniu, românii au ocupat aceste teritorii și sunt ei stăpâni și majoritari în ele. Deci Károly n-are dreptul. Ei, aceste argumente cu greu au fost până la sfârșit acceptate de către Consiliul acesta al interaliat și în felul acesta această linie demarcațională a dispărut. Și până la sfârșit cauza românească a Transilvaniei, așa cum este ea astăzi, a biruit. Aceste sunt, vedeți, în mare și în foarte contribuția lui Maniu pentru unire, care nu a fost subliniată. Și aceasta este o explicație pe care o să vă dau după aceea, în legătură cu motivele pentru care a fost această uitare și
Este suficient să vă să luați discursurile din de la serbările de acum, din anul trecut, din 1 decembrie. Au fost discursuri și le-am auzit în care au fost citați lideri ai românilor din Ardeal și Maniu n-a fost citat deloc sau a fost citat ultimul. Pentru Maniu a început o luptă extraordinară. Și aici vă spun un eveniment care iarăși este numai în memoriile tatălui meu este citat. Lucru care n-a apărut în niciun ziar niciodată, dar care explică foarte multe lucruri. Și anume, în 1919 era Consiliul Dirigent, în iulie, a fost marele sfat, pentru că la adunarea de la Alba Iulia s-a hotărât și constituirea unui mare sfat, care era un organism destul de neprecizat, dar totuși 200 de oameni care s-au întâlnit și discutau problemele, deosebit problemele legislative în legătură cu țăranii noștri. Și a fost invitat la acest consiliu, la sfat, mare sfat, a fost invitat Ionel Brăteanu, care era prim-ministru. Cu această ocazie, Ionel Brăteanu și-a exprimat dorința să vorbească, să aibă o întrevedere privată cu Iuliu Maniu. Ei, această întrevedere, care n-a fost niciodată menționată în ziare, a determinat o anumită ruptură care a avut repercusiuni foarte grave pentru viața noastră politică. Și anume, de ce? Pentru că la această întâlnire, Brăteanu i-a făcut o propunere lui Maniu. O propunere de fuzionare a Partidului Liberal cu Partidul, a Partidului Național Român cu Partidul Liberal, oferindu-i tot felul, și în legătură cu programul, reforma agrară la care ținea Maniu, reforma în ce privește legile electorale, reformă, deci un program destul de avantajos pentru ardeleni. Plus, i-a spus, eu primul lucru care îl fac, eu îmi dau demisia și vă propun pe dumneavoastră ca prim-ministru. O treime dintre miniștri și din deputați să fie ardeleni. Or, Maniu a refuzat. A spus, îmi pare rău, excelență, sau cum i-o fi spus, domnule Brăteanu, dar nu pot să accept acest lucru. În primul rând, pentru deosebirile ideologice mari care sunt între partidele noastre. În al doilea rând, pentru deosebirile de stil de guvernare și stil în administrație, care sunt tot. După aceea, în al treilea rând, faptul că foarte mulți opozanți de Partidului Liberal acuză Partidul Liberal cu lucruri foarte grave, dintre care lipsa de pregătire a războiului, care a dus la foarte multe victime în ce privește pe români. Și în sfârșit, ultimul argument este că foarte mulți ardeleni, ceea ce era adevărat, în frunte și aici cu Goldi și cu Goga, nu sunt pentru o apropiere de liberali. Deci eu nu pot să accept acest lucru. Brăteanu a fost foarte mișcat și impresionat de această poveste, și l-a amenințat pe Maniu. A spus că de acum încolo, eu niciodată, eu la dumneavoastră, nu voi veni. Și s-a rupt, de fapt, legătura. Și au devenit adversari politici care, până la moartea lui Ionel Brăteanu, au trăit această adversitate. Sigur că toate aceste această activitate
a lui Maniu. Ar fi trebuit să-i dea o anumită autoritate în grupul de oameni politici români de după război și și înainte de război. Nu s-a întâmplat așa. Și vă spun imediat pentru ce. Deocamdată însă aș vrea să subliniez următorul lucru. Maniu a realizat niște lucruri extraordinare care trebuiesc recunoscute acum și de istorici și de toți. Nu au fost recunoscute de majoritatea. Dar a lăsat moștenire niște valori inestimabile, un tezaur de valori care are o valoare mult mai mare decât realizările sale, pentru că pentru generațiile de astăzi și de mâine, ceea ce contează sunt aceste valori de care s-au desprins, care sunt desconsiderate de mulți, care pur și simplu reprezintă speranța unei redresări a acestei țări și acestui societăți. Eu am amintit câteva, le voi repeta acum. Prima moștenire care a lăsat-o Maniu a fost dragostea fierbinte de țară și neam. A doua este cea care am amintit-o, este faptul că Maniu a dovedit în viața sa, în activitatea sa, că e posibil trăirea moralei creștine și a principiilor creștine și în politică. Treia este faptul că el a arătat că este posibil ca întotdeauna interesele țării să fie puse înaintea intereselor personale sau de partid. Și a patra moștenire foarte importantă este disponibilitatea de jertfă atunci când interesele țării și ale societății s-o cer. El a dovedit acest lucru prin faptul că a rezistat împotriva comunismului care era cu tancurile sovietice în spate, a rezistat și a adus o mulțime de oameni alături de el care au fost gata de acest sacrificiu suprem. Aici aș adăuga un lucru povestit de fratele meu în legătură cu o întâlnire care a avut-o prietenul nostru Bărbuș, dumneavoastră cunoașteți familia Bărbuș. Nichi Bărbuș, împreună cu un grup de tineri, a venit la Maniu și a spus: domnule Maniu, noi suntem gata să mergem și să... Era deja rușii veniți. Și Maniu i-a oprit și a spus: stați liniștiți, voi sunteți niște tineri de care are țara nevoie. Lăsați-ne pe noi, generația noastră, să intrăm în această luptă, pentru că noi știm că vom pierde, știm că vom intra în pușcărie. Știu, Maniu a știut că a murit, că va muri în pușcărie. Totuși, noi trebuie să facem acest lucru. Păi zice, l-a întrebat tinerii, dar dacă știți că veți pierde, de ce ți-ai angajat această luptă? Pentru că în istorie, demnitatea unui popor printre asta se respectă. Să se opună oricăror dușman și trădător de neam. Și noi ne vom opune până în pușcării și până în închisoare s-au opus. Acum, aș dori să subliniez faptul că Maniu a fost dușmănit toată viața lui. A fost așa de tare dușmănit încât la un moment dat s-a organizat, și asta noi o știm pentru că a venit un om de la serviciul secret care i-a spus lui Maniu: nu mergeți la Bădăcin cu mașina. Știu că trebuie să plecați cu mașina, pentru că pe Meseș este organizată un grup care o să vă suprime.
Și atunci Maniu a renunțat la acea călătorie și au făcut-o de altă dată și în forma aceasta a scăpat. Eu am exemplificat asta numai ca să arăt că dușmânia s-a dus până acolo. Și Armand Călinescu i-a cerut lui Carol suprimarea lui Maniu. Carol, printr-un miracol, pe toți i-a omorât, și pe legionar, și pe Iorga, și pe Magiaru, care era omului Maniu, dar pe Maniu nu l-a suprimat. Însă, dușmânia față de Maniu a fost foarte evidentă, nu numai aproape în toate partidele vechiului regat, dar chiar și între partidele din Ardeal și între chiar oameni de-ai lui care l-au părăsit și l-au trădat. Bine, din anumite motive. Această dușmănie, și acum o spun cu mare tristețe, această dușmănie și nedreptate și dușmănie care i s-a făcut lui Maniu în timpul vieții, se manifestă și s-a manifestat și după moarte și până astăzi. O să spuneți că exagerez acest lucru. Nu, nu-l exagerez deloc. Pentru că vă exemplific cu trei lucruri. În primul rând, denaturarea istoriei, care merge mai departe așa cum a mers tot timpul. În timpul lui Carol, la un moment dat a fost interzisă pomenirea numelui lui Maniu. Așa cum în timpul comuniștilor a fost interzisă pomenirea lui Iuliu, lui Hristos. Iisus Hristos a fost scos din peste tot, să nu mai existe. Așa a fost și cu Maniu. A fost pervertită istoria și în timpul cât a trăit, în legătură cu anumitele evenimente la care au participat, și acum, cum v-am spus, e suficient să asculți discursurile de la 1 decembrie, este suficient să deschideți manualele de istorie și veți vedea cum e prezentată domnia lui Carol al II-lea, cum e prezentată Partidul Liberal sau alte evenimente și unirea, cum sunt prezentate în ce privește rolul lui Maniu. A doilea exemplu este următorul. Maniu a ținut foarte mult la Bădăcin, la dealul Țarinei, cum îi spunea, și la mormintele de acolo, la via pe care o avea acolo. Această dragoste extraordinară față de moșie a fost exemplificată în testamentul lui. În testament, el a cerut ca această moșioară să fie dată. La început a fost un testament unde a fost altceva. Noi știm acest lucru, dar la ultimul testament făcut în 1941, moșioara de la Bădăcin a fost dată mitropoliei greco-catolice de Oradea. Cu scopul spus în testament ca să se facă un așezământ pentru tineret, pentru acolo la Bădăcin. Ei, din păcate, dușmânia față de Iuliu Maniu, arătată de toți cei de după Revoluție, s-a manifestat și în forma că nu a fost aplicat testamentul lui. Până astăzi testamentul lui nu este aplicat. Casa a fost lăsată să se prăbușească, aproape s-au prăbușit. Și dacă nu ar fi fost acest preot extraordinar, Cristian Bors, care a strâns bani, pentru că nu s-au alocat până astăzi, deși a fost încă în 91, nu, în 91 a fost declarată monument istoric, casa, nu s-au alocat bani ca să se mențină și să nu se prăbușească. Abia acum s-au alocat. Nu, de către stat. Nici acum de către stat. Este o chetă care se face pentru ca să se strângă banii. Pentru că acum când a fost, încă era Cioloș, a fost la Pericei și părintele Bors s-a dus acolo și a cerut ca să deie dispoziții, să se deie banii asta. Și
I-a spus, zice, mâine sau poimâine veți avea răspunsul. Și s-a dus la București și a luat răspunsul, a spus, există o listă de monumente care beneficiază de ajutor și Bădăcinul nu este pe primul loc. Deci, eu așa știu ultimele, poate că de atunci încoace s-a alocat. Faptul este însă că în 94, vă rog să fiți atenți, deci, s-a știut prin Revoluție și prin că Maniu a fost opozantul unui regim care a fost declarat criminal și terorist și trădător și a fost condamnat ca și trădător de neam de către acest regim trădător și prin proces confiscat averea. Deci atunci când s-a adeverit că această condamnare a fost falsă, și confiscarea averii în mod normal, în mod firesc era. Or nu, în 1994, Comitetul, Consiliul Comunal Pericei a dat încă 44.000 de metri pătrați din averea lui Maniu, a fost dată cu o următoarea motivație ridicolă. Dice, sunt terenuri nealocate la dispoziția Consiliului Comunal Pericei. Vă puteți imagina ce gândire perversă și a fost. Adică tu iei din moșia unui om care a fost condamnat pentru că a rezistat împotriva comuniștilor și le dai cu motivația că nu este. Deci acest lucru este, aceasta este a doua un al doilea exemplu. Și al treilea este acela că Maniu, când a murit în 5 februarie, conform marturilor oculari, a fost dezbrăcat, cum se poate asta, și într-o pătură târât pe coridoarele Sighetului și capul lui suna la fiecare treaptă și aruncat într-o groabă comună. Ori după 1989, cu toate că s-au făcut și mama a făcut cerere în această privință, cu toate acestea nu s-au găsit osemintele, deși era imposibil și astăzi, imposibil, având și posibilitățile pe ADN și groparea aceea care n-au murit toți, și puteau să spună cam unde era și să-l descopere. Până astăzi osemintele lui, deși Maniu a cerut foarte mult și a spus următorul lucru, citat textual, doresc ca în ziua morților să odihnesc lângă strămoșii mei la Bădăcin. Ziua învierii morților, spunea el, doresc ca acolo să mă găsească această zi. Ei bine, până astăzi, și să știți un lucru, acum două săptămâni, acum trei săptămâni, eu am făcut încă o cerere și l-am adresat-o președintelui țării, în care am cerut și acum, încă o dată, ca osemintele lui Maniu să fie descoperite. Eu am nădejdea că în curând, făcându-se o analiză obiectivă a vieții lui Maniu, care a fost incontestabil un model de om de stat și politic, el să fie ridicat în galeria marilor patrioți ai acestui neam. În această speranță vom trăi până în ziua respectivă. Mulțumesc!